Numărul celor care se prezintă la medic este foarte mic, deși testul Babeș-Papanicolau poate fi efectuat gratuit. În timp ce femeile neglijează să se testeze sau nu sunt informate, medicii de familie pun situația și pe seama deficiențelor programului de screening. Știți că puteți să-l faceți gratuit pentru a preveni cancerul de col uterin? Sincer, nu știam. Eu l-am făcut la București contra cost. Ați făcut testul Papanicolau? Da. Vi l-a recomandat medicul de familie sau? Nu, l-am făcut eu pentru că așa am vrut. Așa am considerat că e bine. Nu știu nimic. Nu am avut niciodată de a face cu așa ceva, cu nu, nici cunoștințe, nimic, nu știu, nu știu ce să vă zic. Veți cereți medicului de familie să vă dea trimitere, să faceți testul? Ar trebui să cer, că da, am o vârstă și ar fi necesar. Eu știu că se poate face acest test, dar încă nu l-am făcut. Campania când a fost lansată, nu a fost lansată chiar așa de bine, adică controlează-te, dar n-au spus du-te la medicul de familie, trebuia pus accentul pe treaba asta. Și s-a mai făcut încă o greșeală, nu s-a dat voie, unele centre universitare nu au fost de acord ca recoltarea de probe să se facă în cabinet, mai ales în mediul rural. O treime din banii alocați anul trecut spitalelor din Slatina și Caracal pentru programul de testare gratuit a rămas nefolosită. Am avut alocată suma de 117.000 lei pentru programul de screening pentru depistarea cancerului de col uterin. Au fost testate peste 1.000 de persoane, aproximativ 1.100 de persoane, fiind cheltuită suma de 90.000 de lei. Depindem aici foarte mult de implicarea medicilor de familie, care ar trebui să consilieze femeile. Descoperit într-un stadiu incipient, cancerul de col uterin poate fi tratat cu succes. Se poate trata sau preveni în anumite situații sau în stadii. Acum, ca să ajungem să depistăm acest cancer de col uterin, este obligatoriu acele probe de Babeș-Papanicolau care trebuie făcute un an, la un an, o singură dată sau la nevoie, la 6 luni. 1.000 de femei din județul Olt vor putea fi testate gratuit pentru diagnosticarea cancerului de col uterin în prima jumătate a acestui an. Screeningul va fi organizat în spitale din Slatina și Caracal. Anul trecut, prin Programul Național de Depistare Precoce a Cancerului de Col Uterin, în județul Olt, dintre cele 1.600 de femei testate, 50 au fost depistate cu cancer în diverse stadii.